Informațiile. Mergem acum mai departe. Taximetriștii din toată țara protestează în capitală. Sunt nemulțumiți că firmele de ride-sharing nu plătesc aceleași taxe ca și ei. Reprezentanții protestatarilor au anunțat că peste 5.000 de mașini se vor aduna astăzi la manifestație. Mădălina Ignat este în Piața Constituției și ne dă toate informațiile. Bună dimineața, Mădălina! Au început să se adune taximetriștii din ce văd în acest moment în spatele tău. Bună dimineața, da, într-adevăr, au început să se adune încă de la primele ore ale dimineții. Atenție, vorbim în acest moment de cei care se află în Piața Constituției și asta pentru că știm deja este anunțat protest și în Piața Victoriei. Taximetriștii care se află în momentul acesta în Piața Constituției nu sunt din capitală, sunt taximetriști care au venit din Cluj, din Timișoara, din Brașov, dar și din Argeș, din mai multe zone ale țării. Și așa cum spuneai și tu mai devreme, Mădălina, vorbim despre faptul că, iată, șoferii de taxi reclamă că firmele și persoanele care fac transport alternativ nu se supun acelorași condiții pe care ei le respectă în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor și spun taximetriștii că soluția este o reglementare în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Nu este primul protest, știm că și săptămâna trecută aceștia au mai protestat și au de gând să protesteze și astăzi pe parcursul întregii zile. De asemenea, se așteaptă ca și alții taximetriști să ajungă în următoarea ore. În acest moment vorbim de peste 500 de taximetriști care au venit în Piața Constituției din mai multe zone ale țării, însă numărul acestora este așteptat să crească în orele următoare și spun aceștia că au de gând să protesteze și în zilele următoare dacă guvernanții nu vor ține cont de reglementările lor. Mădălina, îți mulțumim foarte mult!